Râul Bucovel din comuna Prahoveană Plopu nu avea nici 2 metri lățime și abia curgea un firicel de apă prin albia lui. Mai mult, cei de la Apele Române lucraseră intens la decomaltarea lui în ultimii 2 ani, astfel că nimeni nu-și imagina că acest pârâiaș va face vreodată probleme în comună. Când au venit ploile vinerea trecută însă, pârâiașul s-a transformat într-un monstru, provocând pagube imense în localitate, de la case inundate până la solarii, anexe gospodărești, culturi, garduri, podețe și drumuri distruse. Apă multă, am cărat-o crezând că nu mai plouă și a venit altă apă și din jur împrejur la casa acolo e rău, rău, numai să nu mai plouă ar fi bine, nu știu, vrea Domnul, dar ce să vă mai spun. De unde? Din ce direcții veneau apele? Apele, da, după, din sus venea, doamnă, și da. Doamnă, da. Și culmea e că mai este și din șant și merge în curte și din jur împrejur pe lângă casă. Toată casa întrage. Plopul a fost grav, grav de tot. Inundații foarte mari, ne-am speriat foarte tare. Bucuria mea a fost că împreună cu viceprimarul și cu o parte din consilierii locale am fost alături de oameni. I-am sprijinit, am venit cu buldo escavatorul de la instituția noastră, am fost alături de ei, oamenii speriați, ne-am rugat la bunul Dumnezeu să nu mai plouă atât de tare. Tot ceea ce s-a întâmplat în comuna noastră, eu am 50 de ani, sunt fiul al satului, locuiesc aici, nu mi-aduc aminte să fi fost atât de mare apa în comuna noastră. Pârâul Bucovel nu l-am mai putut controla. A fost foarte, foarte multă apă, foarte multă viitură, a plouat sus la podeni și din această cauză a coborât peste noi această nenorocire. Podul pietonal de peste pârâul Bucovel, finalizat în ultima lună a anului trecut, a fost salvarea satului Plopu, pentru că fără acesta sute de oameni ar fi rămas izolați. Dacă nu reușeam finalizarea acestui podeț pietonal, toate satele, partea dreaptă a pârâului Bucovel, ar fi fost izolați. Cetățenii nu ar mai fi avut nicio cale de acces. Cât de greu a fost să duceți la finalizarea acest proiect? Știu că v-ați bătut foarte mult. Am reușit, am făcut toate eforturile necesare, am găsit înțelegere și sprijin, am fost ajutat și de Consiliul Județean și într-un final am reușit să-l finalizăm. Trebuie refăcut din nou acest pârâu, decolmatarea lui, în colaborare, bineînțeles, cu Apele Române. Sprijiniți cetățenii pentru a înțelege și dumnealor că curățenia și decolmatarea șanțurilor, podețelor din fața proprietății este utilă pentru comunitatea noastră și împreună să îi sprijinim, să le fim alături. Supărarea oamenilor din comuna Plopu este legată acum de faptul că nu vor primi niciun fel de sprijin financiar de la prefectură sau Consiliul Județean, pentru că s-a decis să se aloce bani doar celor cărora le-a intrat apa în case. Pentru celelalte bunuri distruse, cum sunt solariile, anexele gospodărești, culturile și gardurile, trebuie să plătească ei, fiecare cum va reuși să se descurce.